Bună ziua! Afară! Nu dumneata, nu dumneata, stai jos, ia loc. Ia loc, vorbeam cu soția, scuze. Da, afară mâncăm. Sigur, e picnic, toată lumea stăm frumos pe iarbă, să nu prive cineva că stă pe scaun. Toată lumea pe jos, că de-aia e picnic. Dar cât de nesimțit e să stai pe scaun când toată... Stai, o clip. Ce faci, domnule? Stai să iei loc. Ia loc acolo. Hai răbdă-l un pic. Da, și aveți grijă de tataie. Nu cu pălărie. Nu suport să-l văd pe cineva cu pălărie. Da? Știu că are părul scurt, doamne, să poartă o căciulă. Dacă are căciulă, e ok. Da, dar nu pe stradă, să-l țină în buzunar. Pe stradă merge ca un om normal, că ăștia cu căciulă parcă-s proști. Și luați-i o geacă, ceva. Da, e bătrân și e frig. Dar nu neagră, că nu... ce-i, de doliu a murit? Orice, nu neagră. Găsiți voi o culoare acolo, orice culoare. Să pară și el mai tânăr, că de-aia e... taică-mă. Da. Nu, da, mă, nu. În niciun caz. Nu portocalie, că nu-i penelist. Da? Orice altă culoare. Să mai bine fără. Da. Hai că te sun mai încolo. Hai, te pup, pa, pa. Da, domnul? Pentru angajare. Am și o recomandare aici. Stai o secundă. Danelu. Cum? Mitică? Are recomandare, vrea să-l reangajez? Poți să aibă recomandare și de la papa, mă șterg cu ea undeva, nu-l angajez. Nu-mi plăbi, ce să fac cu el? Ăsta n-are forță în brațe, nu pot să-l pun să ridice nimic. Nu arată bine, e schilod, trebuie să aibă forță. Dracu, nu e în stare să ridice nimic. Înțelegi? Când a venit la mine, era desculț. Și am dat 1000 de euro salariu, ții minte. Doar că era desculț și mi-era milă de el. După aia că e sărac, n-avea pantalon pe el, i-am dat 2000 de euro pe lună salariu. Să-și cumpere de toate, că i-a mărât și el, că așa sunt ăștia. Dacă n-ai pantalon pe tine, nu-ți vine să vii la servici. Și atunci îți dau eu bani, cât de mult pot, ca să ai de toate. Și acum face gât, vine cu fofârliș, cu recomandări. Bă, mie îmi plac oamenii cu atitudine, mă, să vină să da cu pumnul în biroul meu, mă. Să lupte pentru drepturile lui, să aibă atitudine. Dacă se poate să se suie cu fundul pe biroul meu, mă, nu mă interesează. Eu nu țin la chestiile astea, vreau să-l văd că muncește, că e drag slujba, că... Stai numai puțin. Ce faci, domnule? Într-o angajare. Ca ce? Ca inginer. Ah, credeam că stripper. Ce treacu, domnule, îți dai seama ce situație penibilă m-a pus dumneata în chiluț, cu fundul pe biroul meu aici? Da, dar eu am atitudine. Eu lupt pentru postul meu. O secundă. Nelule, spune lui Mitică că l-angajez, îi dau 3000 de euro pe lună dacă sare pe fereastră, acum, în clipa asta, azi, la ora asta, acum. Dacă sare pe geam, îi dau 3000 de euro, pe loc. Da. Spune că... Dar să seară de la el, de la atelier, bă, că eu sunt la etajul 7 aici.